Impulse Radio. Ho, ho, ho! Happy Holidays! Bună dimineața! Așa, da, ora 8 a sosit și Nadina a venit. Ceea ce înseamnă că lucrurile se întâmplă în lume, indiferent că vrem, că nu vrem, da? Și nu cum vrem. Uite, se întâmplă la Botoșani. Da. La Botoșani, aici aproape, nu? Gen. Dar nu contează. Da. Important este că vă zic imediat ce la spital acolo. Avem Hai, zi. Asta este. Avem știrile cu Nadina Zisu. Nu o mai lungim, s-auzim. Bună dimineața, bun găsit la știri. 11 cadre medicale, unele cu funcții de conducere, au fost reținute în dosarul mitei pentru angajare la Spitalul Județean Botoșani. Printre cei arestați se numără și fosta directoare a spitalului, Doina Caba, despre care procurorii DNA spun că ar fi adunat din șpagă o sumă suficientă pentru a-și cumpăra 5 garsoniere. Deși spitalul era în criză de personal, directoarea ar fi organizat concursuri doar atunci când primea informații că există doritori care să cumpere posturile. Pentru un loc de asistentă medicală, de exemplu, șpaga ajungea la 15.000 de euro. Republica Moldova și Ucraina au început negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat șeful Consiliului European. Totodată, la summitul blocului comunitar, oficialii au decis să acorde Georgiei statutul de candidat la Uniunea Europeană. Primăria Brașovă vrea să interzică accesul mașinilor din alte județe în centrul orașului. Turiștii vor fi direcționați către parcările de la periferie și din centrele comerciale și de acolo sunt îndemnați să folosească transportul public. Ideea trebuie aprobată în Consiliul Local, după care ar urma să fie pusă în dezbatere publică. De anul viitor, statul oferă câte 3.000 de euro pentru 20.000 de cupluri care au nevoie de fertilizare in vitro. Restul cheltuielilor pentru această procedură este suportat de familii. Studiile arată că în cel puțin jumătate din cazurile de infertilitate, cauza este la bărbați. De vină sunt sedentarismul, alimentația nesănătoasă și, în foarte multe cazuri, lenjeria intimă strâmtă sau pantalonii mulați. Peste 30.000 de cazuri de rujeolă au fost confirmate în Europa și în Asia Centrală până la începutul acestei luni. Specialiștii vorbesc de o creștere cu mai bine de 3.000% față de anul trecut, fapt cauzat de scăderea ratei de vaccinare. Guvernul spaniol vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee. Ministrul Educației de la Madrid spune că decizia este un răspuns la îngrijorările tot mai multor profesori și părinți în legătură cu performanțele școlare ale elevilor. Organizația Mondială a Sănătății îndeamnă la interzicerea aromelor în țigările electronice și la introducerea de măsuri pentru controlul dispozitivelor de vapat. Acestea, din urmă, sunt folosite de unii fumători ca o alternativă la tutun, însă studiile arată că sunt la fel de dăunătoare sănătății. Vârsta la care tinerii încep să folosească țigările electronice a scăzut la 13 ani. Europenii au cumpărat anul acesta cârnații românești în valoare de 1 miliard de euro. România este pe locul 3 în Europa, în rândul marilor producători de cârnații după Polonia și Austria. Cârnații de pleșcoi și caltaboșul sunt chiar în topul celor mai buni cârnați din lume. Cam atât momentan la știri, sunt Nadina Zisu, revin și un pic mai târziu. Dimineața pe 2. 1 miliard de euro în cârnați? Europenii, de fapt, care cred eu că este faza. Nu europenii europeni, ci românii care sunt plecați în Europa. Normal că așa intrăm, păi da, normal că așa intrăm la statistică acum, că europenii, dar chiar și așa, mama mea, care este româncă, dar stabilită în Italia de mulți ani, de un secol, așa, și are și cetățenie italiană, se pune că este un italian care a cumpărat cârnați de pleșcoi. A cumpărat? Mama îmi zice una, două, când vii, cum faci să-mi aduci mie niște cârnați de pleșcoi și cabanos?
Cabanos? Da. N-are cabanos în Italia? Păi, nu există. Cum așa? Da, mă, că scârnăciuri subțiri în Italia. Nu există cabanoso. No, 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 nu e posibil. Nu ce. Uite cum e cu poftă. Chiar n-am mai mâncat de mult. Deci, da, cârnați de pleșcoi tot timpul, îmi zice mama. Da. Acum, Aniana, îi duc niște cârnați de pleșcoi. Nu știu unde îi bag, dar... La cală. Îi trec ilegal. La cală. La cală, normal. Sau pleci fără bagaj de cală. Plec cu bagaj de cală, da. Atunci? Da. Să fie. Să fie. Și face în schimb. Știi cum e? Românul pleacă, dar nu se întoarce cu mâna goală. Și tu cu niște mortadela sau ceva. Nu, no, parmegiano. Parmegiano. Ăla, pecorino. De-astea. Hai că mi-am făcut poftă, mi-e foame. Poftă de emisiune imediat, o nouă oră dimineața pe 2. Grig Cernat și Nadine a zis-o aici. Neața. Happy Holidays. Crăciun vienez, 22 decembrie 2023, la Sala Palatului, o tradiție de peste 15 ani pe scenele din România, este poate evenimentul muzical al sărbătorilor de iarnă, susținut de faimoasa orchestră Johann Strauss, condusă de dirijorul Russell McGregor. 22 decembrie, Sala Palatului din Capitală, de la ora 20, și avem pentru voi astăzi, dar și în săptămâna care vine, dar astăzi avem o invitație dublă. O invitație dublă să mergeți la concert, repet, 22 decembrie la Sala Palatului din București, de la ora 20. Ce trebuie să faceți? Voi trebuie să, mă rog, le spunem acum sau nu ce trebuie să facă? Hai să-i ținem puțin, nu, încă nu le zicem. Cum s-ar spune, nu le în zicem. Priză, nu? Da, nu le zicem. Imediat după ora 9 o să facem concursul. E ceva simplu, nu e nimic complicat. O să ne distrăm împreună. Numărul de telefon este 0799111005. Da, măcar numărul de telefon să-l dăm, 0799111005. Și la momentul respectiv o să dăm startul concursului. Repet, o invitație dublă la splendidul concert vienez de Crăciun, 22 decembrie, Sala Palatului din Capitală, ora 20. Asta este, ne place atunci când avem cadouri pentru voi, fiindcă dimineața este bine să mai dai și cadouri. Am în schimb o veste nu foarte bună pentru conducătorii de trotinete electrice. N-am ce prea mai văzut. Da, și eu, destul de puține, da. Fiindcă e un pic friguț, dar poliția locală vă poate da un cadou. Adică da? Cu niște ghilimele mari. Gata, am vorbit în urmă cu câteva săptămâni că era doar o propunere legislativă. Între timp, legea a fost promulgată de domnul președinte Klaus Iohannis. După ce a venit din Dubai, a zis: dați-mi repede o lege, dați-mi că am stat prea mult, n-am ce să fac. Și domnul președinte, legea cu trotinetele, gata. Ia de aici. Da. Și? Da. Păi gata, nu mai ai voie să încalci normele rutiere. Dacă ești pieton, biciclist sau conducător de mopede, trotinete electrice și vehicule cu tracțiune animală. Deci nici cu căruța. N-am mai văzut căruțe prin oraș de când eram mic. Când eram mici, pe vremuri, erau căruțe cu cai prin oraș. Mai vedeai, da, așa. Acum, da. Gata, deci nu mai aveți voie doi pe trotinetă. Trebuie neapărat cască. Ce bine. Trebuie să vă purtați în trafic ca și cum ați fi în trafic. Trebuie să respectați semnele de circulație, să acordați prioritate, să. Dacă ești pieton și, de exemplu, nu știu, nu respecti prioritatea. Dacă treci pe roșu, te vede poliția locală. Bonjour, bună dimineața, bine v-am găsit. Cum e? Scopul și durata vizitei. Da. Și îți dă amendă. Mie mi se pare normal. Deci după ce că eram atent la poliție, mai sunt atent și la poliția locală acum. Păi, tu nu, că poliția locală, tu conduci, ce treabă. Eu nu mi-a fost luat carnetul niciodată. N-am niciun accident. Adică foarte conduc tare. Foarte, foarte bine, foarte ok. Da, eu ziceam așa, mă puneam în pielea ascultătorilor, da? Care nu vor să nu respecte legea, pur și simplu, mai ai momente de neatenție. Acum trebuie să fiți atenți. E și cu bicicliști sau nu? Da, și cu bicicliști, cu toți. Cu toți? Uite, fii atent. Pieton, bicicliști, conducători de mopede. Ce tare, ce la moped? Cred că sunt niște scutere de genul ăla care nu... Stai să dau aici pe net. Pentru stai care așa, nu, trebuie să, nu trebuie să dai examen. Da, e un fel de bicicletă scooter. Da, dar pentru ăla nu trebuie să dai examen interesant. Auto sau să ai permis, cred. Deci cred mopede,
trotinete și vehicule cu tracțiune animală. Deci dacă vă luați căruța, mai bine o lăsați acasă. Vehicule, da? Cu îți dai seama, tracțiune animală. Păi da, tu dacă ești căruțaș, da, înainte... Birjar. Nu, nu birjar, că nu mai sunt birje. Căruțaș, da? Înainte puteai, de exemplu, poate să mai bei o bere sau ceva. Cred, nu știu. Păi stai puțin, acum pune fiola și mie la bicicletă? Nu cred. No. Sau la trotinetă. Nu, stai că polițistul local nu poate să facă asta. El n-are atribuții de circulație rutieră. Vezi. De exemplu, dacă treci pe roșu din greșeală, că s-a întâmplat, Doamne ferește, odată în viață, te poate amenda doar polițistul rutier. Iar polițistul local... Știu ce. Cum adică? Eu ca pietun... Nu, vorbesc ca șofer. Lasă ca șofer. Acum zic ca biciclist, trotinetist sau pieton. Poate să mă amendeze poliția locală, nu? Da. Deci da, are, corect. Intră legat. Dar nu-ți ia carnetul de biciclist. Nu mi-a carnetul. Ar trebui dat un fel de carne de biciclist. Serios acum. Nu, ar trebui să fie dat un examen minim. Ziceam ca să altceva. Știi semnele de circulație. Ziceam altceva, fiindcă am prieteni care au pățit-o de mult până s-a rămurit cu legea și așa. Polițistul local nu poate să-ți ia carnetul. Doar polițistul de la circulație. Okay. Da? Okay. Ca să știți. Nu știam asta. Nu știai? Nu, chiar nu. Ai dat carnetul și așa ai rămas tu fără carnet? Nu, eu n-am. Glumeam. Nici eu nu mi-au luat carnetul. Respectați regulile de circulație că se poate. Eu merg super by the book, pe reguli și credeți-mă, nu întârzi niciodată nicăieri. Vorbesc serios, n-am avut niciodată carnetul luat, niciodată. Nici măcar din greșeală. Și merg repede, ai văzut? Ai mers cu mine în mașină? Am mers o dată. Ai încăput în mașina mea, nu? Greu. Nu contează. Am stat cu capul pe geam, cap. Hai, bună dimineața, ne întoarcem în dimineața pe 2. Stați aici. Dimineața pe 2. Happy Holidays. Bună dimineața, ora 8 și 17 minute, repede este perioada cadourilor. Ăsta este weekendul în care, de fapt, cu adevărat, poți să mai cumperi cadouri. Fiindcă weekendul care vine deja, ce să mai e, Crăciun, o să fie bătaie, bătălie. Toată săptămâna o să fie goana după cadouri, dar vrem să facem o chestie care ne place nouă să o facem din când în când, mai ales vinerea când suntem aproape de weekend, că ne mai relaxăm puțin și vreau să vă pun în temă, în gardă. Hai. Avem așa. Fiți atenți aici. Cadouri pe care zodiile le urăsc. Nu pe care le iubesc, pe care le urăsc. Adică nu trebuie să le cumpărați. Ideal ar fi să nu le cumpărați. Bun. Cadouri. Cadourile pe care o să le punem noi aici. Cosmin, noi suntem aceea zodie fecioară, da? Da, deci hai să dăm Cosmin, zodia noastră. Sunt zodia fecioară. Hai să vă zic ce cadouri urăsc cei din zodia fecioară. Fii atent. Cadourile de evitat sunt lucruri inutile sau haotice care pot deranja ordinea. Ce da. Adică? Un sac de pene. Nu știu, înțelegi? Da. Ok, cu siguranță nu ar trebui niciodată să apelezi la acestea când vorbim despre o persoană care este în zodia fecioară. Aici. Și pe mine. Mie lucruri... trebuie ceva practic. Adică... De fapt, lucruri inutile, da. Dar nu neapărat care pot deranja ordinea. Aia să nu fie util. Da, nu știu, să-mi iei, nu știu ce o vază, să... O vază, o glastră. Da. Păi eu nu am un flori în glastră. O cană, o ceva. Ai cană, ba da, eu îmi folosesc la cafea. Nu, frate, am. Cană, și eu am, dar nu zic nu. Dacă e drăguță, nu zic nu. Nu, nu. Un ghiveci. Ce să fac? Nu, mulțumesc, mai departe. Așa, altceva inutil. Ți-am zis, ce-mi doresc. O geantă de aia în care să-mi pun rachetele de tenis, termobec. Da, un termobec, da. Bravo. Okay, asta vreau eu. Hai să facem următorul test. La 0754222999. Apropo, ne ajută și un ascultător. Zice, uite, fecioarelor, să nu le dai o pisică. Da, că dărâmă bradul. Sunt mai cuminți și mai curate față de alte animale. Pisicile au o chestie a lor, să știi, sunt foarte dichisite. Da. Sunt curate cumva, lasă păr adevărat, dar câinii sunt haos. Hai să vorbim cu oamenii. 0754222999. Spune-ne ce zodie este cineva drag ție, căruia trebuie să-i faci un cadou. Da? Uh-huh. Deci, nu știu, surorii tale, care e zodia săgetător, sora mea, de exemplu. Da, okay. Și trebuie să-i fac un cadou și trebuie să fiu atent să nu cumva să iau ceva ce nu-i place. Da? Și noi, în funcție de zodie, spunem ce cadouri urăsc zodiile. Putem să spunem și pentru zodia ta, de ce nu? Nu uita, la 0754222999 ne dai mesaj, ne zici ce zodie ești tu sau cineva drag căruia trebuie să-i faci un cadou și noi îți spunem care sunt cadourile pe care fiecare zodie le urăște, da? Atenție mare, ne întoarcem. Dimineața pe 2. This is